Haideți la cele actuale care se întâmplă. Domnul Plângă, ceva se întâmplă la aeroport. Oficialii nu comentează. Vorbește doar opoziția. Dar toți văd că a fost o licitație ciudățică și cineva vrea să acapareze niște spații. Guvernarea mi-a spus că nu vă faceți griji, e o companie tare serioasă. Și până încolo această companie tare serioasă s-a adeverit că are închiriază un spațiu într-o cameră de cămin. Și nu are nimic acolo, practic. Eu mi-aduc aminte vremurile când o gazetă sau alta scria, ziceau ei, o investigație. A procuraturile se întreceau la a declara că noi ne-am sesizat. Altele spunea că noi ne-am autosesizat. Iar a treia spunea că noi ne-am autosesizat sesizându-ne. De data asta e o tăcere totală. Și iarăși numele domnului Andrei spun. Dumneavoastră, eu înțeleg că nu prea sunt acte cu care să operați ca să faceți poate o concluzie generală, dar o concluzie cât de cât poate superficială sau ca la prima vedere. Ce... Concluzie superficială. E o constatare tristă că actuala guvernare, și nu e vorba doar de aeroport, un telecom, terenuri, spații întregi, hectare, există intenția de a fi scoasă la privatizare. Chipurile clădiri, care chipurile nu sunt folosite și așa mai departe. Adevărul e că cineva vrea să le vândă și noi știm din practica veche, tot ce e legat de privatizare de astea cu ușile închise, că acum noi vorbim de procese de privatizare. Și care se fac cu ușile închise, nici măcar nimeni nu știe și se discute. Pentru că avem comisia asta, situații excepționale, se rezolvă acolo tot, fără ca nimeni să nu știe. Așa cum au fost și licitațiile pe păcuri, cum au fost licitațiile de reconstrucție a rețelelor electrice de la Isavcea, Vulcănești și așa mai departe. Cum a fost licitația cu drum, Mușeala, Leova, Bumbăta și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea în final au niște beneficiari. Anumit beneficiari sunt parte și cu oamenii care sunt la conducerea din Republica Moldova. În condițiile în care, din 2000, când au fost privat, 2015 hotărârea, și apropo, atunci la privatizarea aceea cu aeroportul Pintușor, au participat și unii astăzi care iau decizii pe privatizarea. Deci oamenii care au deja experiență, au vândut odată aeroportul, pe urmă au trebuit aproape 10 ani să-l recuperăm, aeroport care aducea venituri la stat. Acum, mi-aduc aminte exact perioada aceea, când iarăși apăreau probleme la întreprinderile statului, care până a veni inițiativa de a vinde întreprinderea, și a venit, și acum de la mărunțușuri. Cred că ați fost la aeroport. Ați văzut că condițiile încep a degrada în acest aeroport. De la servicii până la condiții elementare, da? Băi și așa mai departe. Și toate lucrurile astea se fac cu ideea că o să vină iarăși fix pe modelul 2015 și să ne prezinte în spațiu public că este nevoie de privatizat, că companie, atunci tot compania era mega, super, wow, că statul este rău administrator și așa mai departe. Păi în condițiile în care tu pui, spre exemplu, director la Moldața, o persoană care a fost paznic și manager bun. Nu am nimic cu persoana respectivă. Poate e băiat bun. Dar care e competența ta în domeniul aeronautici? Deci, că nu ai nicio intenție ca acest domeniu să fie administrat calitativ. Asta e toată concluzia, pentru că dacă vorbim de salarii, acolo sunt salarii europene, mai mult decât europene. Și nu-i doar cu aeroport. V-am spus, multe alte întreprinderi ale statului, acum se încearcă, îi duci ideea că poate ar trebui de privatizat. Adică ceea ce se întâmplă acum la aeroport, peste ani vom putea afla ce am aflat și peste ani în cazul... Păi da, dacă unii care sunt la pas astăzi și toți zic că sunt mega integri, nu știu mai ce, ea nu sunt oameni proști. Ei înțeleg că pasul singur la guvernare a mai rămas fie un an jumătate. Scopul nostru principal e ca în acest un an jumătate să nu admitem că aceste întreprinderi să fie vândute. Pentru că pe urmă să ne trebuiască chiar vreo 10 ani să le întoarcem, dosare penale și așa mai departe. Istoria se repetă. Și de ce sunt încurajați acești oameni? Nu din cauza criticilor, nu din cauza că o să iasă Plângău sau nu știu mai cine să-i critici, să le dai din deget. Pentru că îi încurajează situația din justiție. Cei care au privatizat aeroportul dat trecutul, putea cineva răspundere.
Cei care pe frauda bancară nimeni nu poartă răspundere în momentul de față, că acolo prima instanță s-a expus pe o persoană, nu știu mai și, și se laudă de o săptămână chiar că au început a lucra justiția, asta e hai foaie verde, să fim serioși. Timp de 3 ani de zile, când, iată, cea mai mare critică, timp de 3 ani de zile, de când PAS reformează justiția, 0 lei au fost recuperați din frauda bancară. Pe timpul lui Plahotniuc se recuperau mai mulți bani decât pe timpul guvernării și reformei justiției. Pe timpul lui Plahotniuc se mai dădeau niște bani, procuratorul mai reține niște conturi de ochii lumii, dar niște bani mai veneau. Iată, acum 3 ani de zile, și asta nu spun eu, asta spune procurorul anticorupției. 0 lei. Și vorbim noi. Și normal că oamenii ăștia o să fie încurajați. Dacă cu așa din trecut nu s-a întâmplat nimic, pentru că orice decizie proastă, cum nu unii să explică la televizor? Da, pe Dodon cu socialiștii și cu Plahotniuc tot așa au făcut. Nu e oameni buni. Nici chiar așa. Oh, Domnul Plângău.